Din cauza creșterii numărului de sancțiuni aplicate, ca urmare a lipsei rovinietei, Ministerul Transporturilor propune majorarea amenzilor pentru lipsa acesteia. Cele mai mari amenzi vor fi la camioane, unde amenda ar putea ajunge de la minim 11.900 de lei la maxim 23.800 de lei, față de 3.000 de lei cât este acum. Pentru categoria B, autoturisme, amenda minimă crește de la 250 de lei la 275 de lei, iar la microbuze de transport persoane de până la 23 de locuri, amenda minimă crește cu 5.000 de lei, de la 1.250 la 1.750 de lei. Propunerile se regăsesc într-un proiect de lege pe care Ministerul Transporturilor l-a prezentat pentru a fi trimis Parlamentului.